Uită-te cu atenție și vezi dacă sunt urme de violență. Doamnă, vă rog să-l scuzați pe partenerul meu. El e la început. Detectivii spun că la serviciile lor apelează cel mai des agenți economici, dar și femei cu vârsta între 30 și 50 de ani care au probleme în cuplu. Sunt cazuri și când se adresează cetățenii privind dispariția persoanelor. Sunt cazuri când se adresează și soacrele. Cele mai solicitate sunt serviciile și din partea agenților economici. De a verifica angajații, deci de a investiga careva cazuri de sustragere a bunurilor, și chiar de a studia viitorii parteneri de afaceri. Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază a fost adoptată în Moldova în anul 2003, deși susțin că activează în conformitate cu normele legale, atât detectivii cât și juriștii afirmă că riscul și-l afirmă întotdeauna clientul. Ceea ce este permis, dacă să vorbim mai simplu, unui jurnalist este permis și unui detectiv particular. El are dreptul să fixeze probele și să strângă informații necesare clientului său, dar foarte important este că toată această informație pe care el o strânge, o acumulează și modul de dobândire a acestei informații să nu încalce drepturile fundamentale și libertățile cetățenilor. Dacă unii moldoveni nu neagă faptul că ar apela la serviciile unui detectiv, alții se arată destul de reticenți. Sigur că m-aș adresa în primul rând la Dumnezeu și la detectiv. Nu, nu știu. De ce? Fiindcă am încredere. Nu știu să apel la detectiv dacă eu singur detectiv. Dacă e specialist bun în domeniu, da, sigur că m-aș adresa. Serviciile detectivilor nu sunt însă pe buzunarul oricui. Prețul variază de la câteva sute de lei până la mii de euro, potrivit datelor Camerei de Recensiere. În prezent, în Moldova, sunt înregistrați 46 de detectivi particulari, iar 31 dintre ei activează în capitală.